Salut, sunt Cristian, bine ați venit la un nou tutorial în Photoshop, deoarece Ziua Internațională a Femeii în martie se apropie săptămâna aceasta. M-am gândit să creez și un tutorial cu această temă și să ne facem un wallpaper, eu știu, pentru calculatorul soției, iubitei, sau de ce nu să trimitem persoanelor dragi să postăm pe rețele și așa mai departe. După cum puteți vedea, avem un 8 format din trandafiri, în interiorul căruia scrie martie și la mulți ani de ziua femeii, și printre trandafiri sunt niște perle și un fluturaș, să dea așa o pată de o nuanță acestei imagini. Vă voi lăsa link în descrierea tutorialului de unde să descărcați acești trandafiri, sunt PNG-uri, perla și fluturașii. Și voi merge pe File, New și îmi voi crea o imagine, un document nou, iar pentru că vreau să folosesc ca wallpaper, folosesc 1920x1080, reduce 72 modelări RGB și voi da OK. Voi vă puteți folosi ce dimensiuni doriți și folosiți tutorialul meu ca bază de pornire. Să dau un dublu click pe acest lacăt și când mi-apare această fereastră, voi scrie fundal în loc de layer. Fundal negru, să știu ce am acolo, și voi da OK. Și am culoarea neagră ca și culoare de foreground, dacă nu le resetați, aveți negru. În orice caz, ținând control apăsat și apăsăm backspace, umplem cu nuanța care avem de desubt, iar dacă apăsăm alt, umplem cu cea de deasupra. După ce am făcut acest lucru, voi crea un layer nou. Voi da un dublu click unde scrie layer 1 și voi scrie spot gri pentru a ști ce am acolo. Și după cum v-ați dat seama, voi alege o nuanță de gri, un pic mai închis. Voi lua un alt brush, mă asigur că brush-ul meu este soft, adică hardness-ul este 0. Sunt pe layer-ul spot gri și după cum observați am o dimensiune din acula de mari stânga și dreapta, mărim sau micșorăm. Și vreau ca brașul meu să fie în interiorul, observați diametrul acestui braș și voi da în centru un click și mi-am făcut un fundal, selectez cele două layere, dau, țin control apăsat, dau click pe fundalul și apăs control și G de la grup și dau un dublu click, scriu fundal pentru a ști ce am în interiorul acelui grup. Mai departe vom lua unealta de text și voi am tot gri, ce scuze, să facem alb, să vedem ce e acolo. Am făcut un 8, dar nu-mi convine acest și voi încerca să selectez din lista mea de aici, de sus, un alt font. Acesta îmi place mai mult, apăs control și T, măresc acest top să-l văd mai bine. De ce am adus acest top? Deoarece după ce ne vom folosi de el să ne creăm, să aranjăm trandafirii și ca să-l fixez în centru, știți foarte bine ce fac, cu layer-ul selectat, cu unealta de mișcare selectat, apăs control și A și apăs cele două butoane de aliniere pe verticală și orizontală la centru. Apoi control și T să renunț la selecție. Ne vom folosi de acest 8 pentru a aranja trandafirii noștri de jur împrejur. Și vedeți că avem două seturi, două imagini cu trandafiri. O avem pe aceasta unde este un pic mai deschis. Aici se vede lumina și unul un pic nu. Ne vom folosi de amândouă. Tragem peste. Opa, m-am dus în cealaltă parte. Peste lucrarea noastră trebuie să tragem acest trandafir. Are o denumire foarte lungă și aduc peste lucrarea noastră aici. Apăs control și T pentru a-l mai mișura și observați că în partea de jos
nu a fost decupat cum trebuie și atunci ne vom folosi de mască. Avem masca, dăm drumul la masca acestui layer, luăm unealta de brush, micșurăm. Avem culoarea neagră ca și culoarea de foreground, dăm un click pe mască, ne apropiem un pic și ce vom vrea să facem să dispară acest verde de aici. Ușor așa. Și cu ajutorul acestei măști vă puteți, dacă nu vreți să pară că se va vedea la un moment dat, toți trandafirii sunt la fel, puteți să mai ștergeți din părți din el, astfel încât să creați și acea senzație că sunt mai mulți trandafiri, nu e unul multiplicat. Cam așa. Oricum noi o să micșorăm și nu o să se mai vadă chiar așa de bine ceea ce am făcut noi. Și apăs iar Ctrl și T pentru a-l mai micșora. Cam așa. Și vreau să-l pun în partea aceasta de aici de sus. Și voi folosi acest trandafir pentru partea de sus și pe celălalt acesta pentru partea de jos, care este mai închis. L-am așezat aici, iar apoi a apăs Ctrl și J, le-am făcut o copie și după aceea a apăs Ctrl și T, că vreau să fie un pic mai mic, îl răsucesc să nu fie chiar în aceeași formă și îl așez cumva să urmez calea acestui pop de dedesubt. Și la fel Ctrl și J îl mai duc undeva aici. Pot să-l mai micșorez un pic și pe el. Vreau să țin o oarecare, îl aduc aici. Pot să-l mai măresc un pic, să-l răsucesc ceva de genul acesta. Să țin o oarecare, eu știu, formă a 8 de jos. Când ajung aici, poate mai măresc un pic. Așa. Ctrl și J. Îl duc undeva aici, vreau să-i fac una mai mic, 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 mic. Acum de preferințele fiecăruia. Și aici în centru să fac unul mai mare. Cam așa. Dar nu-mi place acesta cum este, îl șterg. Și mă întorc la cel de dedesubt, adică acesta. Și apăs Ctrl și J, l-am duplicat și folosit pe acesta mărimea lui de aici. Și în continuare voi merge un pic mai mic. Cam așa. Ctrl și J un pic și mai mic. Voi pune undeva aici, dacă vă închide asta, vom avea aici poptul de sus. Vom aduce acum și celălalt, asta e perla, celălalt trandafir, peste lucrare și îl vom pune undeva în partea de jos. Și înainte să trecem mai departe, îl duc undeva deasupra aici. Ce am făcut acest lucru? Deoarece vreau să știu trandafirii de sus și trandafirii de jos, am putea să-i grupăm. Țin control, dau click pe layer-ul de deasupra, țin shift apăsat și mă duc jos și apăs control și G și acest grup îl voi denumi trandafiri sus. Să știu despre ce e vorba. Observați că nici acest trandafir nu a fost decupat cum trebuie și are această margine deschisă. Putem să facem următorul lucru. Ne vom folosi tot de mască, dar nu mai dăm de jur împrejur cu brush-ul, ci țin control apăsat. Acolo unde ne permite putem să folosim această metodă pe care eu vreau să vă o arăt. Țin control apăsat și dau click pe icoana acestui layer. Mă voi duce pe Select.
și voi da modify contract 5 pixeli. Ce face acest lucru? Dacă vă veți uita de jur împrejur, ne va contracta selecția cu 5 pixeli. Dacă ne uităm, am lăsat această margine în afară. Apăs Ctrl Shift și I, vom crea o mască. M-am grăbit. Înainte de a face Ctrl Shift și I, apăsăm butonul de mască și ne-am ascuns această selecție. Nu trebuia să apăs Ctrl Shift și I, trebuia să apăs cu butonul de mască. Și după cum observați, ne-a dispărut, n-am selectat layer-ul, ne-a dispărut această margine albă. Iar apoi apăsăm Ctrl și T și micșorăm și îl voi duce undeva aici de desubt. Apăs Enter și la fel Ctrl și J și îl voi micșora și îl voi pune undeva să țin lunga. Cumva vreau să fie undeva mare aici, mai mare un pic, cam așa. Și acum fiecare după gusturile sale aranjează trandafirii cum își dorește. După ce am făcut și acest lucru, vrem să vedem cum arată fără acest 8. Și dacă vreți, acum începe să umblați prin fiecare, să căutați și să-i aranjați dacă vedeți că în unele locuri nu vă convine cum arată. Spre exemplu, vreți ca pe acesta, nu uitați să selectați și layer-ul, vreți să-l duceți mai spre interior, mai spre exterior, avem și pe cei de sus, căutăm și unde ne convine, spre exemplu, pe acesta de aici aș vrea să-l duc mai așa. Ați prins ideea undeva unde credeți că nu este ceea ce trebuie să fie. După ce ați făcut și acest lucru, selectăm și trandafirii de sus, apăsăm Ctrl și G după ce am selectat și vom scrie trandafiri jos, dacă vreți să reveniți. Selectez primul grup și apăs Ctrl și J, selectez și pe cei de jos, de sus, pardon, și fac același lucru. Deci am făcut acest lucru deoarece grupurile inițiale le voi închide, iar selectez trandafiri sus, copii, țin control apăsat, trandafiri jos, copii, dau click dreapta și voi da Merge Layers. Am vrut să le unesc pe toate într-un singur layer, iar pe celelalte le-am lăsat jos, grupurile originale, pentru a putea reveni și modifica ceea ce vreau să fac, dacă vreau să revin și să mai modific câte ceva. Voi da click dreapta pe acest format din trandafir și mă duc pe Blending Options și aici, pentru că trebuie să-i punem și noi anumite niște efecte să arate și el mult mai frumos. Și folosesc un Drop Shadow, deoarece ar trebui să fie și o umbră. Voi duce să fie la 100% această umbră și în funcție de fiecare cât ce dimensiuni și ales la lucrare, dacă vedeți că nu arată prea bine, puteți să mai modificați aceste cote, pentru că eu le folosesc pentru dimensiunea mea de 1920x1080 și mă duc undeva la distanță, măresc un pic distanța.
Spread-ul las la fel și măresc un pic size-ul. Cam așa. După ce am făcut acest lucru, selectez, vreau și un outer glow, dar de data nu vreau să fie galben și dau un click și mi-aleg să fie un outer glow dintr-o nuanță de aici de la trandafiri. Și acum, la fel, în funcție de preferințe, puteți să fie mai roșu, mai roz. Și măresc și la outer glow spread-ul și size-ul. Cam așa. Am 7 cu 10 și mă duc și la Bevel and Emboss. Și la Bevel și Emboss, aici la Highlight mod screen și Shadow mod în modurile Multiply, le duc la 100%, dar în loc de alb voi alege o nuanță de roz să păstrez culorile din lucrare și în loc de negru îmi voi alege o nuanță de, nu e negru, este un vișiniu foarte închis. Și la size aici măresc un pic size-ul în funcție de cum, cam așa. V-am mai zis, fiecare își pune exact cam ce gusturi are. După ce am făcut și acest pas, voi vrea să aduc și acele perle. Această perlă să pun de jur împrejur. Am adus perle, apăs Ctrl și T și le la transform și le micșorez. Poate un pic mai mică. Să nu fac altceva decât le vom pune de jur împrejur între trandafiri. Să păstrez de acea linie, să ne dăm seama și așa. Din săgeți puteți să umplați, apăs Ctrl și G, o pun aici, nu-i nimic dacă e deasupra, că vom pune layer-ul, vom pune toate aceste perle, le vom așeza dedesubt. Prindeți ideea. Trebuie doar să ne folosim un pic de imaginație. Și ne continuăm și în partea de jos. Ce le oferim la soții sau iubite, flori și perle. Și tot așa ne continuăm. Cam așa. Am layer-ul de deasupra selectat și mă duc până la cel de dedesubt. Țin Shift apăsat și le selectez pe toate, apăs Ctrl și G. Dau un dublu click și voi scrie perle ca să știu ce am în acel grup și după cum am zis, îl trag și îl pun sub imaginea mea de aici. Și aduc și acest floturaș peste lucrare. Îl duc să fie acum deasupra. Apăs Ctrl și T, deoarece este mult prea mare. Și în funcție de preferințele voastre, le aranjați cum vreți voi, unde vreți voi. La mijloc, în partea de sus, în partea de jos. Și dăm click dreapta și R și dăm Blending Options și îi dăm un Drop Shadow. Și un pic distanța, un pic de spread și un pic de mărime, astfel încât să fie și el acolo și ne luăm unealta de text și vom scrie în partea sus martie și jos vom scrie la mult ani. Și încă un text de ziua cu z mare și f mare, femei, semn exclamării.
acum, în funcție de preferințele voastre, așa vom duce fluturașul deasupra tuturor layerilor sau îl aranjăm. Opa, n-am luat fluturașul. Îl punem în partea de sus, undeva aici. Fiecare după bunul plac, mai mișorăm un pic, putem să punem așa sau să folosiți ce font vreți voi. Eu am folosit, îl găsiți pe thefont.com. Important este să alegeți un font care să vă placă. Am luat unul care, eu am avut, mi se pare, unul care imită scrisul de mână, da, acesta este. Și arată mult mai frumos. Am să încerc să caut să vă las și vă link de unde să-l descărcați. Hand. Să vedem cum se numește, că tot pierde aici. End of scene. Arată mult mai frumos. Arată mult mai frumos decât place cum arată, imită scrisul de mână, scrisul pe tablă, având în vedere faptul că noi avem și acest fundal ca și când ar fi o tablă. O să încerc să vă las în descriere și linkul de unde am descărcat acest font. Așadar, tutorialul meu se încheie aici. Vă mulțumesc că ați urmărit tutorialul meu. Aștept comentariile voastre cu privire la tutorial dacă v-a fost util sau dacă nu ați înțeles anumite pași pe care i-am parcurs în acest tutorial. Vă rog să înscrieți pentru a vă răspunde și a vă ajuta să terminați ceea ce ați început să lucrați. Cei care sunteți noi și urmăriți pentru prima dată tutorialele mele, am să vă rog să dați subscribe pentru a fi la curent cu toate tutorialele pe care le aveți pe canalul meu. Și nu uitați să apăsați butoanele de like și share pentru a mă sprijini și încuraja în ceea ce fac. Până data viitoare, vă urez succes în toate proiectele voastre. Vă urez la mulți ani tuturor fetelor, doamnelor, domnișoarelor care mă urmăriți pe canalul meu de YouTube. Până data viitoare, să ne auzim sănătoși. La revedere!